La 11 ani, Constantin a trecut prin greutăți ca un om mare. Ambii părinți sunt la închisoare, astfel că a fost preluat de asistenții sociali și dus într-un centru de plasament. Recunoaște că nu a fost un copil tocmai cu minte, însă s-a îndreptat și a început să învețe din ce în ce mai bine. Tata a spus un telefon și nu a fost, a avut doar 2 ani de pușcărie, când el trebuia să aibă 6 și acum s-a luat din nou pedepsa. Și mama? Și mama a furat o mașină de lux și a murit un om. Și tu acum o să rămâi la centru de plasament, nu? Da. E bine acolo? Nu prea, dar condițiile sunt bune. Dar ce înseamnă că nu prea? Adică nu am, n-am ce face. Sergiu are 20 de ani și deja știe o meserie. A învățat să facă mobilă. Va susține în curând examenul de bacalaureat la un liceu tehnic, iar în timpul liber muncește în amenajări interioare. După ce ambii părinți au decedat din cauza tuberculozei, a ajuns în grija statului. Acum împarte un apartament al Direcției de Asistență Socială cu alți 5 colegi. Ai simțit vreodată că ai șansa a doua în fața altor copii? Da, întotdeauna. Chiar și acum. Am combinat școala cu muncă, am terminat cele 12 clase și vreau să ajung mai departe. E mai dificil pentru tine? Da, este, dar nu este din nerealizabil. Adică mai puțin somn, mai multă muncă. Ce muncești? Păi construcții interioare mai muncesc câteodată. La o firmă, nu? Nu, separat. Câștig mai bine. Deci faci ceva bani din da, asta. Da. Zeci de copii cu povești triste de viață reușesc să facă performanță și își găsesc refugiul în învățătură. Rolul specialiștilor este să-i ajute și să-i sprijine, emoțional și financiar. Dar sunt copii ambițioși și știu că șansa lor în viață este să se autodepășească. Fac eforturi mai mari decât copiii din familie și avem fericirea și bucuria să ne bucurăm la fiecare sfârșit de an de rezultatele lor. Suntem fericiți că le putem fi aproape. În acest moment, în sistemul de protecție din Iași, se află peste 3.000 de copii.